Bună ziua și bine ați venit la Show de Soare. Suntem aici pe plaja din Cap Aurora, unde câțiva indivizi încă mai caută anumite pachetele. Să discutăm cu ei. Bună ziua! Ce anume faceți aici? Eu nu știu despre ce pachetele e vorba. Eu am venit, trebuia să mă văd cu o doamnă aici pe plajă. Ne-am scris la matrimoniale și dumnei îi plac... Deci ați venit pentru o întâlnire, nu? Domnii și... Aveam asta în comun. Și când ați venit? Acum nici două zile am ajuns, o aștept să vină. A zis că vine. Ultima oară când am vorbit. Și când ați vorbit ultima oară? Să tot fie, era toamnă. Păi nu știu, poate... Dar dacă este la pachetel sau... Vedere. La bulk, la prima vedere. Eu n-am văzut cu doamna Coca, nu știu, nu ne cunoaștem încă. Am înțeles. E prima dată când abia aștept să ne vedem. Tu poate... Dar dacă... Nu știu, dacă vrei să-i transmiteți un mesaj? Nu, că sunt convins că o să ajungă. Soției vreau să spun că mai întârzi un pic. Am înțeles. Deci nu aveți nicio legătură cu pachetele? Nu știu despre ce pachetele... Nu, eu am un cadou pentru dumnea ei, dar nu vreau de, să... E un pachetel sau are legătură cu pachetele? Nu știu ce e în el. Ok, nu știți. Nu, e dar cadou. Dar dumneavoastră l-ați cumpărat? Nu. L-ați găsit undeva? Nu. Ok, vi l-a dat cineva. E pentru dumneai. Ai pentru dumneai, nu mă bag că e, da, cu viața personală nu e bine să ne băgăm în. Mulțumesc. Bun. Bună ziua, dumneavoastră, cu ce ocazie pe aici? Eu am ajuns aici printr-un concurs de împrejurări. La Mustață am câștigat. La Mustață era organizatorul. Așa. Mare noroc am avut. Și eu sunt de profesie jockey profesional. 20 de ani asta am făcut, am jockeyit. Aveți corpul de... Da, mulțumesc. Da. Și în străinătate am jockeyit și... Da? Acum am retras și nu-mi permit cal și am căluți. Căluți de mare? Da, exact. Și stau la călărit? Da. Toți? Dacă ai mai mulți, da. Poți să, dacă știi să călărești. Dacă nu, te așezi ca prostul pe ei, îi omori. Cazi. Da. Și am unul pe care l-aduc aici la semnate, sărăcuțul. Așa. Black Beauty, e așa, de ce așa că l-am mâncat în smoală să văd cum, dacă îmi trăiește și a trăit și na, vine să noate, el nici nu se chinuie săracul, că dacă nu nechează, n-are un să noate, nu noată în cadă cu rățuștile celelalte. Aveți și rățuști? Am și rățuști, da, am 6 rățuști. Și ce faceți cu el? E, acum nu pot să zic, dar înțeles. Oricum, e greu că nechează dacă nu-l aduc și vecinii scandale. Faceți zgomot? Da, și cu primăria, deja am observații la primărie sau cum se cheamă. Da, înțeles. Da, eu nu știu cu pachetele, eu nu sunt... Deci nu aveți o legătură? Doamne ferește. Okay. Bun, haideți, poate ne lămurește domnul de aici, bună ziua. Bună ziua. Așa, dumneavoastră ce căutați, cu ce vă ocupați, ce faceți am aici? Am ajuns aici în total alt împrejurim, n-am nicio treabă, eu sunt de Mangalia, mi-e plac foarte mult păsările, sunt ornitoring de când mă știu. Și eu aici ornitolog. Am venit... Dumneavoastră? Mă înțelegeți atunci, eu am venit aici să dau de băut la pescăruși, domnule, pentru că în ultimul timp sunt foarte, foarte agitați. Vă spun, se încleștează așa ciocurile. Nu cum fac la împerechire, nu știu cum să vă spun, se încleșteau, se înverșunau între ele păsările. Adică sunt diferite moduri prin care se poate înclește. Sute. Mai ales la pescăruși de mare neagră cu ce porumbelus maritimus vulgaris. Aștept foarte multe metode de a se exprima. Adică eu pot să bea apă singură, adică de ce trebuie neapărat să... Dumnezeu, să bea, este sărată apă. Eu le aduc apă dulce, le aduc apă fără nitrați în ea, eu țin la ele, la păsări. Am ajuns aici și cum făceau? Cu șalupele. Cum făceau pescăruși? Nu fac, sunt foarte tăcuți în perioada asta, anume, să știți, că de asta nici nu-i auzi când trebuie să vii să vezi că am nevoie de apă, că ei nu zic pescăruși, niciodată nu ții pe apă de cor. Deci deshidratat gâtul. Și da, fac foarte urât. Sunt așa, parcă au o vrajbă între ei. Nu pot să vă reproduc, domnule, nu se poate. Natura trebuie trăită. Nu. Și vin să le dau de băut apă și am prins aici toată promoțiunea asta sau ce se întâmplă. Și ați reușit să adăpați vreun pescăruș? Nu, pentru că ei fug. Ei fug și zboară și fug în același timp pe mare. Dar am fost foarte aproape. Da, au abilitatea asta. Înțeles. De a face lucrurile. Deci încă nu ați rezolvat... Încă n-am rezolvat niciunul, dar de-aia sunt aici, le aduc apă, ei nu beau apă sărată, deși așa crede lumea, nu. Ei trebuie să bea apă de izvor, le aduc fără nitrați în ea, fără... Păi și dacă nu au, ei de unde apă de izvor? Nu știu atât de bine, nu știu de unde beau, dar... Dar știi sigur că au nevoie de apă de izvor? 100%. Te-ți convins de... Da, absolut. Văd cum se bucură când o văd.
Am înțeles. Și okay. Parcă am ajuns aici în toată discuția asta. Am înțeles. Deci nu știți exact ce, care sunt împrejurările și de ce ați ajuns. Împrejurimi nu știu aici. Ok, bun. Mergem mai... Deci n-am, nu, nu ne-ați lămurit. Dumneavoastră, ce, ce faceți aici? Eu n-am găsit nimic nou. Dar sunteți... Sunteți bine? Da, sunt ok, am venit pentru aerosol aici. Eu, nu. Am okay. probleme cu sinusurile și cosinusurile și nu. Ok, da, nu, sunt bine. Mai caut, n-am găsit nimic. Sunteți răciți? Nu, stagita un pic, da, vitamina D de la soare. Așa, da, nu, nu știam nu, sunt bine. Așa. Cum mă cheamă? Cum mă cheamă până noastră? De ce? Lansați? Nu acum. Haideți să... Niște apă plată, aveți? Nu, distracție plăcută în continuare. Dumneavoastră? Cu ce așa. Poate... Eu sunt din partea organizației non-guvernamentale de tip ONG Un Delfin pentru Fin. Eu sunt la aceste organizații și mă plimb pe mare, pe plajă de fapt și încerc să salvez animalele pe cale de dispariție. Deci sunteți și cu... Nu, eu sunt dependent. Eu am altă organizație, nu știu dumneavoastră ce caut aici. Și merg pe plajă așa și când mai văd un animăluț, îl iau și îl arunc înapoi în mare. Dar dacă îl văd că îl aruncă marea, că marea unul nu le vrea, și atunci arunc eu animalele. Trebuie să faci diferența între ce nu vrea marea și ce am înțeles. Și atunci când dacă mai găsesc un delfin așa care nu mai are viață în el, așa am aparat din ăla și îi dau un șoc că o ia mai greu. O ia mai greu, că e delfin românesc. Și îi curăț de petrol de asta și că mulți-s diesel. Mulți-s diesel și după aia dau drumul și nu știu trebuie ce. Trebuie scoasă benzina din după aia băgat motorul. Da, trebuie să le cureți filtrele, trebuie să sufli până și că aruncă pe asta și și să salvat până acum vreun de... Am mai și salvat. Astăzi nu. Astăzi n-am că am deci ați venit și încă n-ați reușit să vă duceți până aici. Ok, am înțeles. Da. Bun, păi ce să vă zic, multă baftă. Cam atât de aici din Capa Aurora, predau legătura în studio. Pachetele cu adevărat speciale nu vin pe mare. Vin prin livrare de la Punct Calif. Intră pe www.calif.ro/1mai și află cum te trimitem moca la mare. Salut! Cât vine unul, boss? 100 de euro. Ne combinăm toți la unul? De cum? Se merită.